Hei, salutare și bine găsit la un nou vlog Mafioților. E un vlog special deoarece scoatem bestie la lumină. 3, 2, 1, mașina! Și vă spun acum cu mâna pe inimă, așa trebuie să meargă o mașină. Cam așa arată mașina. Gata, a venit momentul să o scoatem și să începem să facem din nou modificări la ea. Sau poate avem un alt plan cu această mașină. Gata, am scos mașina. Acum mergem să îi punem anvelope pe spate, pentru că mașina nu mai are deloc anvelope pe spate sau tot ce de la camber. Trebuie să îi punem numerele de matriculare, să mergem să facem asigurare și cred că astăzi vom mai face câteva chestii. Cred că vom monta volanul complet, dar astăzi nu voi arăta treaba asta, vă voi spune exact ce vom face cu acest BMW 39, pentru că nu l-am scos așa fără niciun motiv. Prima dată vom merge să alimentăm acest bolid, pentru că nu mai are benzină. A stat aici cam vreo 2 luni, cât a fost iarna. Momentan mergem ca niște bărbați adevărați, adică mergem fără airbag, fără DSC, fără absolut niciun control al tracțiunii sau alte chestii. Vom merge să o spălăm, pentru că din nou n-a mai fost spălată de vreo 2 luni și merită așa un tratament bun, deoarece a trecut iarna și proiectele pot continua cu mașina asta. Ideea este una foarte simplă. Mașina mea a stat pe timp de iarnă, bine, iarnă, că n-a fost foarte grea iarna asta. A stat într-un garaj, îi mulțumesc această cale lui Vali, băiatul cu CLS63 AMG-ul, că mi-a ținut și mie mașina acolo. Dacă vreți să cumpărați un CLS63 AMG, încă este la vânzare mașina, deci dacă se pasionați de motoare mari, Vali încă își vinde mașina. Opa, sapă. De temperatura de afară. Și astăzi am decis să o scot afară, deoarece m-am decis să merg cu mașina asta, pentru că vremea nu, adică nu plouă, nu ninge, e soare afară și eu tot merg cu Mini Cooper-ul ăla și nu mai bucur de mașină. Și mai am câteva chestii de făcut la această mașină, mai am de făcut să termin volanul, să fac suporti de număr pe față cu magneți, dar vreau să pun pe interior, pentru că nu-mi plac ăștia pe exterior, pe față chiar nu-mi plac. Și m-am gândit, bine, e mai mult așa un plan de viitor. O să spun acum, oficial, pe acest clip mai puțin editat, că vreau să vând mașina. Deci mașina asta va fi pusă pe OLX. Probabil când voi posta acest clip, va fi și pus pe OLX sau pe Autovit. Nu va fi numărul meu de telefon, deci vă rog să nu veniți cu oferte sau să, nu știu, doar să mă sunați să ne auzim. Pentru că oricum noi vorbim peste tot și pe Instagram, vă răspund tuturor, deci putem să vorbim pe alte căi. Voi pune mașina la vânzare pentru că vreau să fac un nou proiect, totul cu o mașină veche, dar cu un alt motor. Vreau ca mașina pe care o voi face în viitor să fie cu o motorizare mai mare. O voi pune pe net, nu mă voi grăbi să o vând, de asta vă spun că vreau să mă bucur de ea, pentru că dacă se va vinde, sincer, îmi va părea rău că nu am putut să merg și eu cu mașina asta, nu știu, în ultimele momente și am ținut-o într-un garaj. Dar până atunci voi mai face modificări la ea, deci nu vă grăbiți să o cumpărați, că mai avem de făcut lucrurile aia. Deci sentimentul mașina asta e unul de descris, deci vă spun acum cu mâna pe inimă, așa trebuie să meargă o mașină. Deci pur și simplu e wow! De la Mini Cooper la E39 chiar este un sentiment super fain și chiar merită să vă conduceți mașina, adică
mergeți cu ele pentru că de asta se fac. Mergem cu mașina aceasta BMW F10, mergem să-i punem folie pe spate, să-i facem trimurile shadow line pe exterior și mergem la băieții la Society Garage să facem lucrurile astea pentru că vrem să facem o treabă foarte și foarte profi. Mulți dintre voi mi-au spus să mai fac vloguri cu F10-le, n-am mai apucat să mai facem vloguri cu el pentru că n-am mai avut timp. Ați văzut și voi că au fost foarte multe vloguri filmate pe canal, chiar am filmat multe mașini și am zis că important este să postăm acele vloguri cu mașinile oamenilor pentru că oamenii așteaptă după mașinile lor să apară pe canal. Astăzi mergem să luăm și E39-le de la Tinichigerie, deoarece am făcut o daună cu el. Cred că o să leg vlogul ăsta cu vlogul în care am scos E39-le de la garaj și după nicio zi am reușit performanța să-i sparg lipul. Și normal că acum iarăși este într-un garaj pregătită să fie din nou ca nouă. Mergem, punem foliile, facem trimurile shadow line, mergem la 39-le și voi stați aici cu noi să vedeți exact cum o să iasă toate lucrurile. Dați acum un like, fiindcă dacă strângem foarte multe like-uri, vom mai face și povuri cu aceste 39. Dați un subscribe noului canal DriveRo, pentru că acolo veți găsi și un POV, un test drive cu această mașină, să vedeți în cât îi scoate 0, 100, 100, 200 dacă avem loc. Dacă strângem multe like-uri, băgăm și 39-le la acest POV, acest test, pentru că mulți mi-au spus, testează și 39-le. Chiar și eu sunt curios cât scoate acel 2, 2, 0, 100 și 100-200. Și cam așa arată un POV din acest F10, 2.0 diesel, 184 de cai, cu ceva dotări. Ați văzut și voi în vlogul de prezentare, nu e o mașină foarte dotată, dar are dotările exact de care ai nevoie. Are pilot automat, are încălzire în scaune, are navigație mare, cifar automat, Xenon, 4 geamuri electrice, n-are trapă, n-are bordul digital, dar eu zic că îți faci treaba, mai ales că este cutie automată. Tot timpul când merg cu mașina asta mi se pare că sunt așa, e o mașină de pensionar, pentru că nu mai trebuie să faci nimic, adică pur și simplu învârți de volan, te uiți în față și cam asta tot ceea ce trebuie să faci. Când te urci în schimb un E39, te simți așa, un racer. Gata, m-am și la băieți la Society Garage. Cam așa arată mașina în felul ăsta. Avem trimurile de aici negre. Și că e nouă mașina asta, arată într-un mare fel. Bine, și în luminile astea. Farurile arată bine, nu trebuie polișate. Și hai să vedem cum o să fac Alex și trimurile astea. Tot la fel. Cam așa arată varianta finală. Am făcut shadow line și la BMW. Haideți să vă arăt și pe partea cealaltă. Cam așa arată și pe partea asta. Eu zic că arată exact ca cel de fabrică, chiar puțin mai bine. Să și voi în comentarii dacă a meritat sau nu toți banii schimbarea asta și dacă pare mai agresiv acest BMW. Tot 184 de cai, tot 2.0 diesel e, dar eu zic că o să o tragă mai tare acum. Gata, am plecat la băieții la Society Garage. Mergem acum să mâncăm ceva, nu mai pot de foame. Și apoi vom merge să luăm E39-le pentru că este gata și chiar sunt curios cum a ieșit pentru că am aliniat câteva elemente ale caroseriei, o aripă care nu stătea cum trebuie și puțin capota. De-abia aștept să văd cum a ieșit și cel mai important să mergem cu E39-le pentru că nu ne-am bucurat foarte mult de el, că s-a întâmplat nebunia asta cu lipul spart. Fraților, am luat mașina, suntem acum în E39, ne ducem către casă. O să vă arăt mașina cum a ieșit mâine, pentru că mâine voi spăla mașina, acum e destul de murdară și n-avea rost să vă arăt în felul acesta, fiindcă a stat vreo 2 zile la vopsitor până am venit eu să o iau, n-am avut timp să vin să o iau. Ce pot să vă spun este că a ieșit super și super faină, chiar a ieșit super ok. Dacă vreți un vopsitor bun, dați-mi un mesaj pe Instagram, o să vă dau numărul de telefon, pentru că Sorin chiar merită toți banii.
De două ori am vopsit la el și de două ori am fost foarte mulțumit de ce a făcut. Și un POV cum se vede acum E39-le cu volanul pus. Mai trebuie să mai punem doar comenzile pe volan pentru că nu mi-am dat seama și nu am luat cablurile pentru comenzile pe volan și acum nu ne merg comenzile pe volan, dar o să le rezolvăm în scurt timp. Trebuie să codăm DSC-ul, să codăm airbag-ul și avem sondele lambda, cred că de acum 2 ani în living, să sperăm că o să le punem și noi cât de curând. Cam așa se prinzită mașina, cu un consum nici mai mic, nici mai puțin de 16,8, deci da, 2.2-ul chiar consumă, dar nici n-am mers cu ea așa, nu știu, să o omenajez, pur și simplu i-am dat limitări, am mers cu el foarte, foarte agresiv. Uitați acolo un S8 care chiar merită toți banii, un Audi foarte frumos, de pe vremea când Audi făcea mașini. Mergem acum acasă și v-am spus că mâine voi prezenta mașina exact cum a ieșit lipul, cum ne-a aranjat bara și am mai făcut câteva chestii, pur și simplu ne-a aranjat și aripa că nu stătea foarte bine și puțin capota. Cu o mică limitare să vedem exact cum se aude acest E39, ia să punem așa geamul deschis, E39 în limitare. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1 și... Da, sunetul de benzină nu se poate compara cu nimic. Oricât ar fi dieselul de economic, niciodată nu o să sune precum o benzinară adevărată. Dacă n-ați dat un like, dați un like, pentru că doar în așa fel putem să mai facem clipuri cu E39-le, putem să mai facem și content pe care mulți le apreciați, fiindcă mulți mi-au spus că n-ai mai făcut clip cu F10-le, cu E39-le. Băi, sincer, n-am avut timp de ele, pentru că v-am spus și în prima parte, chiar am avut foarte mult de filmat și de editat. Haideți că am venit a doua zi, după cum v-am promis, am spălat și noi puțin mașina, dacă e puțin eco, pare scuze pentru treaba asta, pentru că n-am găsit un loc mai ferit de vânt să vă arăt și vouă exact cum am reparat lipul. După cum v-am spus, am luat mașina de la garaj după 3 luni de zile și în primii 10 km am reușit să spar lipul, am dat într-un șleau cu mașina și pur și simplu lipul arăta cam așa. Uitați-vă și voi ce am putut să fac în 10 minute de mers cu mașina. Aici am plăcut cu Luciu Răzvan, s-a îmbrăcat adecvat pentru mașina asta, pentru a filma mașina asta. Exact, și cam așa arată 3, 2, 1 mașina. Cel mai mafiot 39 de pe internet. Cam așa arată el. Și haideți să vă arăt eu cum a făcut Sorin, băiat fin, care, după părerea mea, când l-am văzut așa spart, am zis, bă, n-ai ce să mai faci, probabil să trebuie să iau altul. Lipul pe care îl vedeți voi aici pe mașină nu este altul, este exact lipul pe care l-am avut eu. Și aici era spart el la început și cam așa arată lipul acum. Tot n-am reușit să spăliu mașina foarte bine, dar cât am putut, oricum e mult mai bine față de alaltări. Cam așa arată lipul nou, între ghilimele. Dacă i-aș arăta cuiva lipul ăsta, ar spune că acum l-am luat și acum l-am vopsit. Lăsați și voi în comentarii, arată mafiot mașina? O mai scoatem la plimbare sau o băgăm direct la vânzare? Sincer, mă bate puțin gândul să bag mașina asta la vânzare, pentru că, nu știu, parcă aș vrea ceva mai, nu știu, ceva cu care pot să merg în fiecare zi, cu ceva care să nu mă streseze și cred că mașina asta a ajuns la un stadiu în care nu prea mai ai să-i faci. Adică arată, zic eu, bine și alte lucruri ar fi în plus. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe acestui canal, pentru că doar în acest fel putem să facem cât mai multe vloguri cu aceste 39 și doar în acest fel putem să filmăm cât mai multe mașini. Apreciez susținerea voastră. Dacă strângem la acest clip, nu știu, 3000 de like-uri, zic, facem un POV cu mașina asta. Facem chiar un POV pe nou canal Drive Ro pe care l-am deschis, unde vom testa cu Draghi să vedem cât de repede face acest BMW 39 0-100 și 100 top speed. Eu garantez că merge 240 pe bord. Până data viitoare, am fost mulțumit de toți banii, dă-mi un follow pe pagina de Instagram, acolo mașina este Luțu Răzvan, dă-mi un follow pe YouTube și pe Instagram și până data viitoare, toate cele bune. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again.